Și acolo în față, spre Cărăintă, a fost numai... A fost... Este pășune? Pășune, acum e pustiu peste tot. Da. Acum mai lucrau oamenii. Dar de ce a lăsat lumea pustiu pământul? Nu am mai avut bani să-l întrețină, oamenii au îmbătrânit. Crezi că e privată la sau la primărie și-l poți concesiona? Sunt privat și-l concesiona, dar oamenii nu mai au pus militar și de lucra. Lasă pustiu. Este o variantă ca un bătrânit, mă, și tineretul nu mai interesează. Da, ce să fac oamenii, îmi dau un arean de lanță care pot să lucre și pot să întrețin. Oamenii ăia și... Asta e. Ce să facă bătrânul? Bătrânii ziua de azi nu mai. Adevărul ăsta e că bătrânii gata, nu mai. Gata, nu mai e. O grămadă de bani. Da, se dau subvenții pe pământ, pe pășune, se dă, nu? Păi se dă și nu, trebuie să o întreții, să o cureți, să le faci tot cum trebuie, ca să poți să-ți dai un beneficiu după ei. Da, nu v-ați gândit niciodată să luați și vaci, să creșteți vaci? Am avut și vaci. Ați avut? Am avut. Aici, în Lechința? Lechința și n-am mai avut oameni și le-am vândut și nu ai cu șine ziua de asta. Aici din jos, la intrare, cum îl chema? Pașca? Pașca, da. Asta are multe, mă, 1000 și ceva. Nu are, vreo 700. Da? Da. Dar el are alt nivel deja de... Are alte treburi. Faină zona asta, vezi? Dacă tot te plimbi. Domnul Gino, ce faceți? Admirăm. Admirăm, mă. Dar ce... Ce rasă de oi sunt, domnul Iai? Bălă. Bălă? Bălă, bălă. Bălă de bici. Bălă, dar ce-s mai multe feluri de bălă? Spreze, bucălăi, ele de carne, rușinii. Serios? Păi da, nu mai mult ce rasă. Și la noi, dar toate surcane, mă. De surcane. Bălă de Bistrița. Noi la zonă, la noi la Bistrița, numai băle. Uite ce frumoase câini. Sunt. Câini nu sunt. Unde sunt câinii? Să mă așezi la umbră. Câinii stau la umbră, bă. Dincolo era o grămadă. Bună ziua, domnul Marian. M-a dus Mihăiță să vă filmez un pic oile aici. Da, da. Am adus ceva rece, acum nu știu ce folosiți. Da, da. Ce faceți? Pe aici Anita cu oile. Flavius. Marian. Am venit să vă vizitez. Am fost și la el acolo, la... Da, da. Și am venit să vin să vă întreb ce mai faceți. Pe aici Anita cu animalele numai. Aveți multe? 600. Aici sunt 600? Da. Și dumneavoastră câte aveți? 90. De mic vă ocupați de... Da, de la 14 ani. Serios? Da. Ca și Mihăiță, nu? Da. De când am gătat clasa 8-a, tot aici, la oi. Dar în zona asta aici, atunci? Da, 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 aici, la Galații Bistriței. Faine exemplare aveți. Aici, cu un onaș de mic. Da, sunteți o singură persoană la 600? Da. Singur, noaptea, ziua. Numai da. Iarna mai vine dumnealui. Le mulgeți? Nu le mai mulgeți. Nu, le-am mulgeți de 2 ani. N-am avut cu cine, nu mai găsesc oameni. Și atunci cum faceți? Țineți miei și pe aceea vindeți? Miei până primăvara la... cam până în 16 april, după aia îi dăm și le lăsăm sterpe. Dar auziți, cum se face o oaie să fie sterpe? Efectiv, nu mai mulgeți sau cum? Nu, să mai mulge deloc. Atunci... Iai mielul de la ea și nu-i... Le scoți afară, la iarbă. Și primăvara nu este așa iarbă ca vara. Și... Ce câine este acesta? Aveți mulți câini? 5. Am fost acolo, dincolo, la Florin. Și unde Mihăiță erau mai mulți, 6, 7, 8. Nu, că nu-s destul de 5. Da, aici aveți, vine urs, lup, nu? Vine, vine, a fost azi vara. A fost? Ne povestiți o întâmplare? Eram într-o vinere seara, m-am pus ca omul să mă culc, pe la vreo 3 noaptea nu m-am văzut că se spăre oile, au luat lupul una,
vor 20-30 de metri, am sărit repede din colibă și am lăsat-o lupusă pe el, venit câinii și l-am mânat. Da, lupul de obicei atacă și sfâșie sau vrea să mănânce? Ce, care e principiul? Lupul mai mult omoară. Mai mult omoară, nu? Da. Ursul ia una, două și pleacă. Dar aici sunt ori, nu? De astea, mi-au luat un miel. Acum am... Erau oile singure, am mult vacile, până am ieșit la oi, la oi, acolo pe pășunea, uitați acolo, pe pășunea, până am uitat în sus, ursul a fugit cu una. Dar cu un miel. Și acolo e pășunea de noastră, peste. Păi acolo avem noi pășunea, numai aici azi proprietate. Ce fain stai. Uitați că mai vine un câine. Da. Nu vă plictisiți așa toată ziua numai să plimbați sotarele astea? Nu, dacă suntem învățați de mici. Te vezi făcând altceva, nu? Nu, nu-mi place să mă comande nimeni. Să mă duc la un lucru, omule, că acolo sunt mai mult pe șantier. Unul du țeava aia până la respectivul ăla, zice, du-o la ăla, pe te parte, peste tot, că ești nou atunci, dacă niciodată n-ai lucrat în domenii. Ăsta e Kangal? Nu, că astea centralică. Dar care sunt cei mai buni câini în caz că ești, te atacă ceva? Astea central? Ăștia mustecioși și mioritici. Aveți? Uitați ăla care s-a dus la umbră. Ce-a fost pe aici? Și ăsta e frumos. Mai bun câini, nu se teme nici de un Kangal, nici de astea. Ăia și-i mai bun câini, și de bidigani, și de orice. Și de om. Aveți familie? Da. Aveți copii? Trei. Să vă trăiască. Mulțumesc, o fată și doi băieți. Și eu am două, un băiat și două fete. Da. Și stau cu dumneavoastră aici? Nu, că acum sunt la fata cea mare la școală, ăla ce are 5 ani la grădiniță și unul am de 2 ani ăla cu femeia acasă. Câte bucate mănâncă 600 de oi într-o iarnă? Mă refer ca porumb, că trebuie să le dați pentru... Păi cât o mâncată de anul? 5 lemoși. Păi, cât într-o tonă? O tonă, două într-o lemoșă. Cât mănâncă Mihai? Mihaiță știe, mă, nu. Mihaiță. Păi depinde cât le dai, cam 100 de tone dacă. Le dai la 600-100 de tone? Da. Păi kilul la zi. Biste, un kil 200 trebuie să mânci oaie într-o zi. Uitați încă unul. Ăla e tot? La discret. Ăla de care este? Ăsta mioritic. Da, chiar cei mai buni câini sunt ăștia mioritici de oi. Nu Kangalul, nu... Nu. Uite, am fost la târg la Poiana Sibiului și toată lumea avea Kangal de vânzare și la expoziție acolo. Am fost... Păi de frumusețe Kangalul. Kangalul e de frumusețe? Păi da. Mioritici ăia. Kangalul, omule, i-a dus de acolo din... Ea de Bucovin? I-a dus de acolo din boxă, de la ei, ăia și știu, ăia poate îți mâncă voi. Le filmez? Da. Kangalii, dacă o da de sânge, ți-o-mi arătă te oile. Seriosul? Da. Păi atunci... Dacă o dată vine lupul și mărsul ei acolo și dau de sânge, după aia ți-o-moară ei singurul, nu-ți mai trebuie lupul să-ți mai vină la oi, că ți-o-moară el oile. Peză, nu. Dacă le dai mai ales mai multă carne și după aia la un timp le dai, cum ne-am dat noi, o păritură farină și cu zări și facem laptele de la vas, le dai după aia o păritură, nu mai, la 2-3 zile se dau la oi, îți duce oaia ca lupul. Dar vezi înainte, că... înainte nu s-o știu de Kangal, de ăștia nici alții, ăștia au fost câini, aveau... Oamenii 2-3 câini la oi, am oaie câte zace și nu te seamă nici unul și tot îți dea lupul cu aia din staură. Am văzut pe Facebook că stătea, avea 10 câini Kangal și stătea, a fost lupul, i-a luat o oaie, stăteau Kangalii lângă ea. Dar ce le dați de mâncare? O păritură? O păritură, zări, că se fac ca laptele de la vaci și le fac cu orină și cu apă. Nu le dați ce le dă fratele dumneavoastră? Nu, ce sunt ele? Granule, nu. Granule. Nu, no, mă, că avem destul, mă, la aici.
Voi de ce le dați, mă, granule? Grâu, să se îngrașe. Să se îngrașe? Ei sunt patroni, ei au mai multe, voi, nu ne putem pune noi fie. Să bei apă. Să doarmă mai bine un pic. Nu ne putem pune, domnul genul Barosa, nu... De ce, mă, că și aici sunt 600, bă, dar nu pare, eu tot timpul aveam impresia... Aici 600 de oi. Pe asta am zis și eu. Aici? 600. Da. No, dă-le. Bară-n bărdeam eu, numai el are o cupă de oi. Foarte frumoase. Și la care zi eu la oi are apăra 420 de oi. Da, de ce nu încercați? Nu v-ați dorit să faceți dumneavoastră, are dumneavoastră 600? A, nu se poate în ziua de azi, că trebuie utilajă, nu îți permiți încă, nu mai... ne-am cumpărat, n-am avut casă, noi sunt patru frați, Mihăiță, fratele meu, Nanu, și că mai avem o soră. Nu așa, pe tăți, ne-am ăsta, să ne realizăm ceva, ne-am cumpărat o casă, trebuie făcută, că nu m-a fost numai din cărămidă. Trebuie pe din afară făcută, pe dinăuntru. Mai vedeți? Făcută baie, un pic de garpingă. Am o întrebare sinceră. Mai vedeți pe cineva să vină din urmă așa, să mai placă să stea la oi? Nu cred, nu vine să cred. Nu cred. Deci după generația... Generația asta am fost acum duminică până m-am dus și eu până acasă, mă spăl și m-am dus până la bar ca omul să bea o beare, un suc. Niște tineri acolo, omule, zic, nu veniți la oi, nu mai ne trebuie oi. Deci după tine nu mai aveți pe nimeni. Are și un coleg aici, mai este un coleg pe pășunie cu noi, am trebuit copilului, bă, vă plac oile. Zice, numai să le vedem așa, să venim până la ele, să mergem acasă. Nu, ne place să stăm la ele. Zice, tata, dacă vrea să taie la ele, îl ajutăm, dar noi nu să stăm la voi, nu. Mihăiță, ce va fi după aia când noi? Abatorul și gata. Abatorul, vină ea. Să le încarcă în două secunde. Prinză oaie, tătătul. Acum vin vremuri în care o să se apuce să lucreară pământurile. Că n-au ce face. Exact. N-au ce face, au să vină foametea pe ei. Vii aici, cioban, dacă n-ai CV cu recomandări, nu te-ai nimeni. Așa au spus niște bătrâni, că o să vină vremea de pe urmă, că o să se lucre locurile, o să se facă ea la animale. Voi, tu cât pământ crezi? Acum, au spus că înainte cât era, 5-6 lei kilul de brânză, acum au ajuns la 50 de lei. Atâtea, 50 de lei. 50 de lei, cum? Voi nu faceți brânză. Acum oaie, înainte era 2-3 milioane, acum mereți unde oaie bună, uitați cum e, bă, la asta nici fără 10 milioane, nici nu stăm de vorbă. Dar așa erau la târâ, mă, 11, 12, 20, depinde de cum erau. Dar înainte era 2-3 milioane în oaia. Puteai să-ți iei atunci mii de oi, dacă păi noi am fost mici, dacă eram să-și avut acum măcar 40 de ani, acum aveam. Dar câți ani? Numai 37. Păi ai timp de acum încolo să-ți faci. Copiii îi aduci pe aici, le place, nu? Da, așa, vară, tătăvară a fost aici cu mine, la oi. Așa ai crescut și tu, Mihăiță? Mai bine acolo, aici, în natură, domnule. Serios? Cât acolo în sat, la ce să iasă la asfalt, că sunt aproape de asfalt, decât să iasă în asfalt, să-i port toată noaptea grija și ziua. I-am adus aici cu mine, au avut mâncare în natură. Mâncare de asta naturală, brânză, slănină. A, deci de brânza o faceți? Că ai spus că nu mulgi. De la vaci. Aveți laptele vaci? De la vaci, da, avem. Are omul la care, nănașul ăsta, are și vaci. Da, tu ai văzut că o făcută la vult și o făcut din brânză de vac, o spus că nu e din oaie, ei nu mulg. Păi nu mulg oile. Au zis că nu, n-au mulți. De oaie. Au zis că n-au mulți și au făcut brânză de vârduf, totul e de vac, au zis. Oaie pe aia merge. Bă, dar să știi că a fost bun la gust. Am fost la Zărnești, la Brașov. Și aveam ceva cunoștință. Eu acolo m-am născut și da. Ne-a făcut bulls, dar din brânză de vacă. Tot așa, fărâmată, cu sare. Bă, da, și da. Bun, foarte bun. Da, bine. Dacă știi să prelucrezi, cum? Chiar am întrebat, zic, bă, dar eu am știut că se face bulls-ul din brânză de oaie. Zic că nu, că e nu. Da, pe nu, dar din ăla de oaie se face. Bă, din ce în ce mai multă lume va consuma bio și atunci nu cred că o să dispară oile. Va fi o afacere bună. Dar, păi, omule, mai bine decât să mâncă un salam de la magazin,
mai bine mânc o bucată de brânză și o bucată de slănină, că mai sănătos. Țicânul ăsta să-l pui, să-l prăjești un pic, că salamul iasă acolo de un... ca apă din el. Nu, da. N-are niciun gust, n-are niciun farmec. Și prețul l-au crescut. Mihaiță, ai văzut cât e, cât este, ai văzut cât este kilogramul de, de ceafă în Kaufland? 34-37. Foarte mai scump. Mai bine tare eu... mai bine eu nu cumpăr, e, eu nu bine consum. Unul să-i dai un kil de brânză și 50 de lei, ce zice? Bă, tu ești nebun la cap, dar când merg în Kaufland să iau carne infectată cu 35 de lei, e bine. Păi de-aia mă, nu eu... De-aia atâta baulă și atâta mizerie de toate măgăriile. Păi da, uite, poți să vii să cumperi o oaie câte, 1000 de lei, sau câte una. Una e una, nu chiar 2000 de lei, nu? Da, păi nu, ea de ăștia de, de tăiat, nu, nu sată, atâta de la kilogram. Te înțelegi cum? 7 lei, 8 lei la kilogram are oaia. Numai astea care vrea să țin, dacă vine unul să cumpere oi de ținut, astea sunt mai scumpe, de astea de tăiat nu sunt așa scumpe. 5-6 milioane, dacă. Mi-a părut bine să vă cunosc, domnul. Și vă mai vizităm. Bun? Oricând, la orice oră puteți veni, că ne pare bine să mai vină câte unul. Dar chiar nu vine nimeni așa să vă vadă, nu? Nu. No.